Salutare! Astăzi împreună cu prietenul nostru, mascota Costică, vă vom prezenta masa de biliard. Luăm un cuțitaș care se deschide automat, apropo, l-aveți și pe acesta în descriere. Biliardul are două tacuri, are un triunghi, vedeți aici bilele și o parte din masă și încercăm să îl desfacem. Punem cuțitul deoparte. Aici avem cele 6 piciorușe împreună cu bilele și bila albă. Aceasta este măsuța de biliard. Și tacurile de desubt. Desfacem această cutiuță, care și ea este prinsă, și încercăm să-l asamblăm. Piciorușele se prind pe spate, în aceste orificii, cu partea albă în afară. Prin acest orificiu iese bila după ce intră în gaură. Se montează foarte ușor, în 5 minute am montat și putem să ne și jucăm un joc. Bilele împreună cu triunghiul, să avem grijă să nu intre, deja a intrat, numerotate, bila neagră, după cum știam, se pune parcă în mijloc și bila albă. Avem aici bila care deja a intrat, cum iese, ridicăm un pic în sus și a căzut bila, am prins-o, o punem la loc ei. Ridicăm tacul și putem să dăm drumul la joc, împreună cu cele două. Și dăm mai departe. Bine, nu sunt eu cel mai bun jucător, dar să vedem dacă intră vreo bilă. Dacă îi dăm așa, intră. Hai, Costică, ajută-ne! Am dat pe lângă. Nu prea pot să dau. Uite, a intrat. Acum să venim din această parte. Pleacă, Costică, de acolo, că n-am cum să bag gata. Băgăm bila roz. Gata, și uite, așa se joacă un biliard. Aveți link în descriere pentru acest joc de biliard. Puteți găsi și alte produse, precum și mascota Costică, pe site-ul nostru dalimac.ro. Salutare! Astăzi... Păi l-am pornit, mă!